Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi pentru aceia dintre voi care sunteți într-o conexiune de dragoste cu cineva special din viața dumneavoastră și vă doriți să știți încotro se va orienta această conexiune pentru voi. Sau pentru aceia care sunteți singuri, singure, văd că și voi vreți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi. Sau pentru aceia care sunteți în separare, de partener, de parteneră, este clar că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această etalare. Iată că prima carte din această citire este Luna din Arcana Majoră, dragii mei, o carte destul de interesantă care îmi vorbește despre faptul că această persoană din viața dumneavoastră se simte foarte conectat sau conectată la visele pe care le are în această perioadă, da? Și simt că visează foarte mult la voi. Bineînțeles că visează cu ochii deschiși și în timpul zilei, dar se pare că experiența sa eșuată dintr-un anumit punct de vedere sau neîmplinirile pe care le are vis-a-vis de voi în viața de zi cu zi se transferă la nivelul oniric, da? Se transferă la nivelul viselor pe care le are în timpul nopții și acolo trăiește o bună parte din experiența pe care și-ar dori să o aibă alături de tine. De ce, dragul meu sau draga mea? Pentru că această persoană se pierde în prezența ta, da? Se simte intimidat sau intimidată de voi, astfel încât nu reușește de fiecare dată să vă spună ce are pe suflet sau nu reușește să vină în fața dumneavoastră cu acele elemente pe care și-ar dori să vi le transmită, da? Din cauza că se simte intimidat sau intimidată de voi, da? Este posibil ca pentru unii dintre voi, din acest punct de vedere, voi să fiți cu un statut mai ridicat decât această persoană, da? Și tocmai din acest statut social, statut economic mai avansat, astfel încât această persoană să se simtă intimidată în prezența voastră, da? Dar bineînțeles că va depinde doar de el sau de ea modul cum va gestiona această relație, da? Dacă va dori ca în continuare lucrurile să se manifeste mai degrabă la nivel de vis și în realitate să întârzie, da? În realitate lucrurile să nu avanseze deloc sau aproape deloc, va depinde doar de această persoană, da? Dacă aceste aspecte vor rămâne așa. Bineînțeles, dragul meu sau draga mea, că totul depinde și de dumneavoastră, depinde de modul în care voi vă deschideți spre această persoană și de modul în care voi încurajați ca această persoană să vină spre voi în timpul zilei, da? În momentele în care vă întâlniți. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Marea Preoteasă, dragilor, o carte din nou foarte bună, o carte care prin care această persoană văd că își va regăsi curajul, da? Și își va regăsi curajul în primul rând prin modul în care își va asculta intuiția. Văd că în această perioadă, această persoană a dumneavoastră are o legătură foarte profundă cu spiritualitatea, cu divinitatea, cu îngerii, cu toate aceste domenii mai înalte ale existenței. Spațiul din care această persoană accesează o cunoaștere extraordinară, dar și o putere extraordinară, da? O forță, o vitalitate extraordinară, care îl ajută sau o ajută pe această persoană să ia decizii importante pentru sine și pentru viața voastră în general, da? Și mai ales să facă acele schimbări în viața sa pe care și-a dorit să le facă și până acum. Astfel încât, dacă până acum această persoană nu a îndrăznit să îți spună anumite lucruri sau nu a îndrăznit să vină spre tine mai mult, să facă anumiți pași spre o nouă etapă în viața voastră de cuplu,
Iată că de acum înainte această persoană va regăsi toată această forță în interior și se va orienta spre a face aceste schimbări pe care și le dorește în conexiunea dintre voi doi, da? Așteaptă-te la surprize, dragul meu sau draga mea, din partea acestei persoane. Așteaptă-te ca el sau ea să devină deodată foarte îndrăzneț sau îndrăzneață. Dar nu la modul obraznic, da? Ci la modul serios. Și următoarea carte, dragii mei, nici nu se putea să fie altfel, iată că este Asul de Monede, o carte interesantă, o carte frumoasă, care îmi vorbește despre un nou început în iubire și iată că exact curajul despre care vorbeam se pare că va fi linia de forță pe care voi vă veți întemeia următoarea etapă din viața dumneavoastră amoroasă, pentru că văd că urmează un nou început cât se poate de fructuos și cât se poate de stabil în viața dumneavoastră, dragii mei, dragele mele. Și văd că se deschide ușa spre un nou vârf pe care îl veți experimenta în viața dumneavoastră de cuplu. Da, așteptați-vă ca această oportunitate să vină din partea Universului și, în primul rând, din partea partenerului sau partenerei voastre, care, iată, spuneam, până acum nu a fost deloc îndrăzneț sau îndrăzneață, dar de acum se va schimba cu 180 de grade, pur și simplu prin această decizie pe care o va lua că a trecut destul de mult timp pe lângă el sau pe lângă ea, pe lângă voi, de fapt. Și nu s-a întâmplat mai nimic serios între voi, așadar, iată, având în vedere dorința sa de a experimenta și alte lucruri mai serioase cu tine, iată, se va manifesta înspre această direcție, da? În ceea ce te privește, lucru care pe tine te va bucura nespus de mult, pentru că și tu, de fapt, îți doreai foarte mult să experimentezi aceste lucruri, experiențe cu această persoană, da, dar nu știai cum să deschizi cutia Pandorei, ca să zic așa. Hai să vedem și următoarea carte. Da, nu știu, vorbim despre acele experiențe pe care vă doreați amândoi să le aveți în viața dumneavoastră de cuplu. Mă gândesc că poate nu îndrăzneați niciunul să vă deschideți spre intimitate, da? Poate fi vorba și de acest lucru. Poate că erați amândoi mai timorați, mai timizi, mai cine știe cum și nu ați reușit încă până acum să faceți pasul spre intimitatea voastră. Dar de acum înainte, iată, veți deveni mult mai îndrăzneți amândoi și lucrurile se vor îmbunătăți între voi. Hai să vedem exact așa cum ar trebui să fie într-un cuplu, da? Hai să vedem următoarea carte, iată că este Fulger, care vorbește despre o schimbare neașteptată, vești neașteptate, surpriză, epifanie și o transformare. Vorbeam despre această transformare care are loc cu viața dumneavoastră în această perioadă. Este o transformare a sufletului vostru, da? Este chemarea sufletului vostru care vine spre a vă asuma această intimitate în relația voastră de cuplu. Da, pe de altă parte, însă, puteți avea parte și de tot felul de vești pe care le puteți primi în această zi, da, la tot felul de surprize și tot felul de lucruri revelatoare care se pot ivi în viața dumneavoastră. Pot fi lucruri pe care voi le veți afla despre partener, despre parteneră sau adevăruri care pur și simplu vin să vă lumineze viața. Hai să vedem și următoarea carte din partea oracolului viziunilor spirituale. Da, iată că avem aici cardul cu numărul 31. Așadar, acest card vorbește despre mister și confidențialitate. De la lumea clandestină a spionajului și până la intimitatea gândurilor noastre, căutăm să ne păstrăm propriile secrete, dar să le aflăm pe ale altora. Orice împărtășire a unor astfel de confidențialități necesită o demonstrare a încrederii, fie între națiuni sau corporații, fie între prietenii intimi și în familie. În contextul relațiilor umane, curiozitatea sau nevoia noastră de a cunoaște poate fi din interes personal sau din dorința de a-i ajuta pe alții. În orice caz, va fi necesară o cheie care, la rândul său, oferă acces la informațiile pe care le căutăm.
Poate fi vorba de fapte și cifre sau doar de o mai bună înțelegere a circumstanțelor. O astfel de informație poate fi oferită în mod liber de către cei care o controlează sau reținută până când facem dovada încrederii. Aceste chei pot lua forma a celui mai complex puzzle sau a unei parole, dar pot fi și un simplu gest de poți avea încredere în mine, oferit unui prieten aflat în suferință. În această carte, femeia gardian este ea însăși în mod simbolic un oracol. Ea deține răspunsurile pe care le cauți și îți poate oferi cheile pentru a le accesa. Dar înainte de a primi aceasta, s-ar putea să trebuiască să demonstrezi că ești pregătit. Căutarea acestor adevăruri mai mari, chiar și a celor de autocunoaștere, necesită adesea o demonstrație a meritului. Așadar, dragii mei, dragele mele, iată că, exact ce spuneam și mai devreme, este posibil ca în aceste momente să aflați anumite adevăruri, poate despre persoana voastră, poate adevăruri despre viața voastră, poate veți afla un adevăr despre starea voastră de sănătate, da? Poate că aceste adevăruri vă vor fi revelate prin ultimele analize pe care le-ați făcut și care, pe rezultatele cărora le veți afla în această perioadă, da? Și care pentru unii dintre voi pot fi ușor îngrijorătoare, pentru alții pot fi îmbucurătoare. Da, am dat un simplu exemplu, bineînțeles că adevărurile pe care le poți afla despre persoana ta pot fi de asemenea revelatoare și pot de asemenea să te bucure foarte, foarte mult. Hai să vedem și următoarea carte, următoarele cărți. Iată că avem aici Regina de Bâte, dragii mei, alături de Luna, care sunt cărți foarte bune și care îmi vorbesc despre aceste schimbări extraordinare care vin în viața dumneavoastră în aceste momente și care se vor întâmpla și în viitorul vostru apropiat. Iată că de la o situație în care această persoană din viața dumneavoastră nu îndrăznea prea multe, da, era intimidat sau intimidată de prezența dumneavoastră, de la acea situație lucrurile vor evolua din ce în ce mai mult spre binele vostru, spre binele amândurora în această conexiune, da? Veți fi din ce în ce mai curajoși sau curajoase în această conexiune. Veți reuși să împărtășiți unul cu celălalt gândurile voastre, sentimentele pe care le aveți și, dincolo de toate acestea, intențiile pe care le aveți în legătură cu această relație a dumneavoastră. Și iată, astfel se va ajunge la acea schimbare pe care vă doriți să o faceți și la nivel de familie, da? Astfel, așteptați-vă ca partenerul sau partenera să vă facă cunoștință cu membrii familiei sale și astfel să fiți integrați în această familie mai mare a sa. Da, bineînțeles că aceștia se vor bucura nespus de mult de faptul că te vor cunoaște în sfârșit, iată că vor cunoaște motivul pentru care fiul sau fiica sa, fiica lor, se simte atât de fericit sau de fericită. Pe de altă parte, dragii mei, dragele mele, așteptați-vă și la vești nebănuite din partea unor persoane din familia dumneavoastră, așteptați-vă ca să primiți vestea că cineva va rămâne însărcinată sau că cineva va aduce pe lume un copil, da? Pentru unii dintre voi, să zicem că poate fi vorba și de voi, da? Să primiți această veste că ați rămas însărcinate, dragele mele. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici din nou asul de pentagrame, am mai avut odată asul de monede, da? Alături de Marea Preoteasă, este clar că vă orientați din ce în ce mai mult spre acest nou început. Este un nou început plin de stabilitate, exact cum am spus și mai devreme, un nou început prin care amândoi veți decide să vă orientați spre o perioadă în care hotărâți din ce în ce mai mult să fiți unul alături de celălalt și unul pentru celălalt, da? Și să vă luați propria viață în mâini, da? Să vă conduceți după cum voi gândiți că trebuie să o faceți, destinul. Da?
Da, cărți care mi arată că viața voastră se va orândui și în cele ce urmează după spiritualitate, da, după legătura aceasta profundă pe care cel puțin unul dintre voi o manifestă la nivel celest, da, cu divinitatea. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici un 9 de băte alături de asul de monede și vedem aici că pentru unii dintre voi vă puteți regăsi într-un loc cât se poate de interesant pentru amândoi. Unii dintre voi văd că vă regăsiți după o perioadă de tatonare sau după o perioadă în care nu v-ați văzut mai mult timp, da? Și această întâlnire dintre voi doi va fi apoteotică, va fi o întâlnire în care pur și simplu nu doar că, cum să zic eu, nu doar că veniți unul în întâmpinarea celuilalt, da? Dar vă veți dezvălui deciziile pe care le-ați luat în ultima perioadă în legătură cu voi, da? Adică ceea ce vă doriți să faceți în viitorul apropiat în legătură cu această conexiune. Și bineînțeles că veți fi de acord să pășiți din ce în ce mai hotărător spre această nouă etapă în viața voastră de cuplu. O nouă etapă în care veți fi mai mult timp împreună, în primul rând, da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vorbește despre flirt. Extindeți luminozitatea, energia luminoasă asupra celuilalt sau a celeilalte. Așadar, dragul meu, draga mea, poți să flirtezi în voie cu partenerul sau cu partenera ta, pentru că astfel vă veți aminti de tinerețe, vă veți aminti de momentele frumoase petrecute împreună și veți crea momente unice în conexiune. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!